Tinerii care doresc să se înscrie la Facultatea de Inginerie Hunedoara mai au la dispoziție puțin timp pentru a face acest lucru. Până în data de 9 septembrie mai au posibilitatea de a se alătura echipei de aici și de a deveni inginer de succes la ciclul de licență, iar pentru master până în data de 14 septembrie. Programele de studii au fost concepute astfel încât studenții să acumuleze cunoștințe recente din industriile specifice, dar și pentru a-și dezvolta abilitățile practice. Un vechi, dar atât de actual proverb spune că meseria este brățară de aur. Din fericire, unii tineri realizează cât de important este să fie calificați într-un anumit domeniu, dar mai ales importanța actului educațional la un nivel înalt și siguranța că, după finalizarea studiilor, vor avea un loc de muncă în domeniul respectiv. Îndemn pe tineri să ia în calcul în momentul în care aleg o anumită facultate, o anumită universitate, îndemn să se gândească ce vor face după ce vor deveni absolvenți. Drumul pe care îl parcurgi în acești 4 ani, în cazul ingineriei, poate să îți certifice un viitor sigur. Cei care doresc să se înscrie la Facultatea de Inginerie Hunedoara au posibilitatea de a face acest lucru online sau fizic la sediul instituției din municipiul de Pecerna. Oferta noastră educațională pentru sesiunea din toamnă, sesiunea de admitere, înseamnă 48 de locuri bugetate la ciclul de licență și 18 avem la cu taxă. Viitorii studenți se pot înscrie la autovehicule rutiere, informatică industrială, inginerie electrică și calculatoare, inginerie și management și ingineria valorificării deșeurilor.